Suntem Capitala Culturală Europeană Sibiu 2007. Așa a făcut România cunoștință cu primarul Sibiului. Pe 1 ianuarie 2007, Klaus Iohannis conducea deja orașul de 7 ani și despre popularitatea lui începuse să se audă și la București. Era curtat de politicieni, dar oamenii obișnuiți au început să vorbească despre satul eficient de la Sibiu după ce orașul lui s-a transformat într-un magnet pentru turiști și evenimente culturale. Știți cum sunt ardelenii? Ei sunt mai conservatori și nouă ne-a plăcut el că vorbește mai puțin și face mai mult. Când a candidat prima dată, în 2000, avea experiență doar ca profesor de fizică, 15 ani la catedră și câțiva ca inspector școlar. În 2009 a făcut pasul spre politica mare de la București. După demiterea guvernului Boc, PSD și PNL l-au propus pentru funcția de prim-ministru. Președintele Traian Băsescu i-a refuzat însă numirea de 2 ori, iar Klaus Iohannis s-a întors la Sibiu, dezamăgit de experiența din capitală. Am fost foarte surprins de afirmația făcută de Julio Iglesias când a fost la mine în vizită în primărie. Fără nicio altă introducere, mi-a spus, dumneavoastră o să fiți președintele țării. Și am zis, dar cum așa? Ce știu eu, că am întâlnit mulți oameni în viața mea. Klaus Iohannis a revenit la București la începutul acestui an, nominalizat din nou pentru un post în guvern. De data aceasta a fost refuzat de Victor Ponta, iar PNL a ieșit de la guvernare. A fost momentul ruperii USL. Scorul slab al liberalilor la europarlamentare a precipitat evenimentele. Crin Antonescu a renunțat la șefia partidului și la candidatura la președinție, iar Klaus Iohannis a intrat în cursă din partea ACL. Klaus Iohannis iubește sportul, joacă tenis, merge cu bicicleta, este îndrăgostit de drumeții. A insistat să fie fair play și în campanie, chiar dacă adversarii l-au atacat din cauza religiei luterane sau a naționalității germane. Exemplul său de patriotism a fost direct. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte în care te-adânciră barbarii de tiran, barbarii de tiran. După nebunia de azi noapte, Klaus Iohannis s-a întors la Sibiu. A trecut pe acasă și a mers la primărie ca în orice altă zi. Până când va deveni oficial șef al satului, mai e o lună. Abia aștept.